Hei, salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. Băi fraților, acum câteva zile am făcut acel videoclip în care vorbeam despre discurile de frână de la Ridex și cât sunt de mulțumit de ele. Și m-am gândit să fac acest videoclip, să vă cer și vouă o părere. Acum ați vrea să procedăm pentru a face cumva un concurs sau un giveaway cu persoane care au mașini cărora li se potrivesc acele discuri. De exemplu, BMW seria 1, BMW seria 3 sau orice BMW la care s-ar potrivi discurile și plăcuțele pe care le am. După cum am spus în videoclipul acela, nu vreau să par nesimțit, nu vreau să par răutăcios, dar aș prefera să dau aceste discuri unor persoane care chiar au nevoie de ele. Am într-adevăr o grămadă de abonați activi care poate nu au aceste mașini și ei nu pot să participe la acest giveaway, dar vă rog să nu vă supărați pe mine și să înțelegeți că ar fi mult mai fericit un om care are nevoie de aceste discuri să le câștige decât un om care nu are nevoie de ele, pur și simplu le câștigă și le vinde mai departe și își ia și el 500 de lei pe ele, 100 de euro. Pentru că discurile au costat în sine 660 de lei cu transport din România până în Olanda. Deci vă dați seama că valoarea lor sunt de vreo 500 de lei. Așa, deci sper să nu mă înțelegeți greșit. Dar oricum aștept părere de la voi și dacă aveți voi o idee mai bună să facem cumva să fie bine pentru toată lumea, facem chestia asta să fie toată lumea împăcată. Dacă nu sunteți de acord și dacă nu vi se pare corect că fac chestia asta, atunci nu o să mai fac acest giveaway pentru că nu vreau să supăr pe nimeni și... încă nu am o situație foarte bună să mă împart la toată lumea. Aș face să fie bine pentru toată lumea, dar momentan este tot ceea ce pot să fac, să ofer aceste discuri la cineva care se poate folosi de ele. Bun, dacă aveți o idee cum să facem chestia asta, dacă, nu știu, vă trece vouă prin minte ceva ok să facem acest giveaway, lăsați-mi acolo un comentariu și cel care vine cu cea mai bună idee o să o votăm toți, gen pe comunitate, o să fac un sondaj și dacă sunteți de acord cu ideea aia, o să o facem. Dar după cum am spus, vreau să fie toată lumea de acord cu chestia asta și să împac pe toată lumea, să nu apară discuții sau să nu apară persoane care să se supere. Vă dați seama că oarecum nu vă ofer la toți, ofer doar la o parte chestiile astea. Da, stați că încerc, am venit aici la o baltă, cred că mă bag un pic la pescuit. Așa, și nu stau aici, că bate rău vântul, încerc să mă duc în partea cealaltă de baltă. Și oprim acolo un pic mașina, să vă arăt un pic și discurile și toate astea de pe aici. Uite o grămadă de pescari cu cortul pe aici. Bun. Așa. Ok. Da. Bă, acum ați văzut în videoclipul acela, nu știu ce să zic de discurile astea, dar pentru banii pe care îi dai pe ele, ținând cont că sunt discuri ventilate, plăcuțe noi, eu spun în mare parte că ar merita, din punctul meu de vedere. După cum am spus în acel videoclip, nu poți să-ți dai seama de discuri dacă sunt ok într-o lună de zile. Trebuie să le folosești mult mai mult timp ca să poți să-ți dai seama dacă ele sunt ok sau nu sunt. Dar eu momentan sunt mulțumit pentru 120 de euro cât costă discurile astea cu tot cu transport din România și din alea. Eu zic că este destul de ok. Acum nu o să țină cât țin niște discuri mult mai scumpe și din astea, dar totuși sper să fie ok. Haideți să oprim un pic aici. Aici sunt discurile pe care vreau să vi le dau la giveaway. Plăcuțe, disc față, disc spate, dar am nevoie să-mi spuneți ridex.de. Sunt făcute în Germania, nu sunt făcute pe vapor sau în India sau în China, așa. Dar, în fine, lăsăm asta deoparte. Vă rog să-mi spuneți cum ați vrea să procedăm pentru aceste discuri. Deci am nevoie de părerea voastră și după cum v-am spus, dacă nu sunteți mulțumiți de cum o să facem chestia asta, mai bine le duc în România, le vând sau văd eu ce fac, pentru că nu are rost să, să mă cert cu lumea degeaba. Deci, dacă vreți să facem giveaway, veniți cu o idee bună, o idee să nu se supere toată lumea. Discurile nu sunt pentru orice mașină, stați așa să vedem aici, ăștia sunt pentru spate... Da, mai bine mă uit eu. Aici sunt codurile. Vedeți? Aici sunt codurile.
Asta e pentru față. Redex. Unde-i? Asta are aici codul. Stați așa să dăm. Asta e pentru față discuri. 224 de milimetri, două piese. Asta este codul lor. Deci dacă vă bate cu codul ăsta de mașină, ok. Cele de pe spate sunt aici. Unde-i codul? Aici e codul. Back. Ăsta e codul. Vedeți? Deci dacă vă bat codurile astea, sunt bune pentru mașinile voastre. Bineînțeles, va trebui să-mi și demonstrați că sunt ok pentru mașinile voastre, pentru că, na, nu vreau, v-am spus, vreau să fiu corect față de toată lumea. Ok, oameni buni, aștept cu nerăbdare părerile voastre. Dacă v-ați cumpărat o mașină sau vreți să vă cumpărați una și vreți să o verificați pe Car Vertical, duceți-vă pe linkurile din descriere, pentru că aveți o reducere de 15% pentru fiecare raport cumpărat pe Car Vertical. Nu uitați să-mi dați și mie un follow pe contul meu de Instagram, Mihaela Ștefan Vlog, găsiți link în descriere. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați un like. Dacă nu v-a plăcut, bineînțeles, un dislike. Și până data viitoare, v-am pupat. Bye, bye!